meșteri din două furculițe, un flac și sedentar, unul din cele 8 milioane de români supraponderali. Tot din două furculițe, roșu ca focul, Chile, drăgușorul din noi, lipsa de voință și de informare. Super! Ești la zi cu toate trendurile în materie de mâncare sofisticată pentru menținerea siluetei. Hai să începem cu un aperitiv de baton de soia diet cu lămâie. În loc de ciorbiță poftim o porție de alge marine deshidratate, iar ca fel principal un pachet de fructe goji. Chile te omoară cu zile! Suplă și binevoitoare! Medicul nutriționist Mihail Lobilic, îngerul păzitor. Să știți că mâncarea sănătoasă nu e privilegiu persoanelor cu bani. Nu e obligatoriu să consumați produse exotice, sofisticate, obținute din agricultura ecologică sau, eu știu, aduse de peste mări și țări. Trebuie să mâncăm produsele cu care am fost obișnuiți și cu care am crescut la noi în țară. Pentru că e firesc și sănătos și toți o știm, să mâncăm fasole, mămăligă, lapte, carne de porc, nu fructe de mare sau eu știu ce alimente exotice. Așa că nu cheltuiți bani pe fiță alimentare. Și produsele bio, dacă le gătim nesănătos, îngrașă și ne îmbolnăvesc. Cu mămăligă, tocăniță și ciorbă au crescut generații întregi de români. Nu tradiția îngrașă și îmbolnăvește, ci abundența alimentară și sedentarismul. Iar sănătatea ține mai mult de stilul de viață decât de mâncarea din farfurie. Și să știți că o putem încă vedea în obrajii oamenilor care trăiesc la țară, pentru că ei mănâncă simplu și trudesc încă pentru o bucată de pâine. Hai, slăbește-mă cu sfaturile tale! Bune sfaturi! De data asta ai dreptate!